În 2008 v-am cerut votul pentru Senat. Mi-ați acordat încrederea cu speranța că va fi mai bine. Timp de 4 ani de zile am încercat să fac ceea ce am promis. Legi mai bune, lobby pentru obținerea de finanțări și realizarea unor investiții publice. Unele proiecte le-am dus la bun sfârșit, altele mai au nevoie de timp. A fost greu pentru că fosta guvernare și parlamentarii PDL s-au opus progresului. Au tăiat salariile și pensiile, au falimentat economia, educația și sănătatea, în timp ce ei s-au îmbogățit. Acum vă solicit votul pentru un nou mandat, pentru că știu ce trebuie să fac, pentru că am experiență și sprijinul guvernului USL și al majorității politice care va conduce țara în următorii 4 ani. Sunt Florin Constantinescu, senatorul tău. Pe 9 decembrie votează USL împreună pentru un viitor mai bun. Avem lansarea celor doi parlamentari din colegiul nostru, domnul senator Constantin Florin Constantinescu și domnul deputat. Ziua de 9 decembrie. Foarte important pentru că de 9 decembrie depinde ce se întâmplă cu România în anul viitor și următorii 4 ani. În anii care au trecut, știți foarte bine că s-au întâmplat foarte multe lucruri. Eu sunt un parlamentar la prima legislatură, deci în 2008 sunt parlamentar. În politică am intrat ceva mai târziu. M-ar veni să-l aprim un mandat și mai câteva zile până la finalul mandatului. Și vreau să vă cer pentru a doua oară votul, pentru că vreau să duc mai departe proiectele pe care le-am început în cei 4 ani de mandat. Am trăit în Parlamentul României clipe care nu s-au mai întâmplat și momente care s-au mai întâmplat în restul anilor din 1989 și până în acest mandat. Cu răsturnări de situație, cu schimbări de guverne, cu căderi de guverne, cu schimbări de guverne, cu trădări. Și a zis și dumneavoastră că noi, PSD și noi, PNL, pentru că ăsta este USL-ul, împreună cu PC-ul, am avut și noi trădătorii noștri. Dar, din fericire, candidații pentru aceste alegeri, toți cei care au trădat și-au primit răsplata trădării, ne-am adunat pentru că trebuie să fie uniți. Trebuie să luptăm, în primul rând. Pentru că, pe data de 9 decembrie, trebuie toți, absolut toți, să ne unim și să mergem să votăm cu USL-ul. Deci, asta îmi doresc în cea mai mare parte, să mergem prin localitate și să anunțăm cu fiecare în parte că trebuie pe data din 9 decembrie să ieșim la vot absolut toți. Pentru a vota USL. Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la Trifești. E un moment important astăzi la Trifești. E o comună care are mulți militanți de altă culoare, are de, așa și-au schimbat blana de curând, nu se mai cheamă PDL, dar realitatea este că ei sunt PDL-iști, ei sunt cei care au dus țara unde au dus-o timp de 4 ani de zile,
Și sigur că cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul fraților, surorilor, vecinilor, prietenilor dumneavoastră, sper ca pe 9 decembrie să scăpăm de cei care ar țara, care au ars-o 4 ani și care vor să o ardă în continuare. Pentru asta trebuie votat USL. Aici trebuie investit foarte mult în agricultură. USL-ul vine și vă rog să spuneți celor cu care vă întâlniți, vine cu un program pe agricultură, cum nu are nicio altă formațiune politică. Vrem să comasăm pământurile. Vrem să luăm măsuri pentru comasarea de încurajare a comasării pământurilor, că nu putem comasa forțat. Vrem să subvenționăm energia electrică care se utilizează la irigații. S-au distrus irigații. Vrem să investim în irigații. Deci să reușim să absorbim fonduri europene și nu numai combinate cu fonduri românești, guvernamentale, pentru ca să ne facem sistemul de irigații din România. Vrem să realizăm baze de colectare pentru legume, fructe, în așa fel încât să putem fi furnizori pentru magazinele, supermarketurile și hipermarketurile care s-au realizat în România și care nu au acest producător român. De aceea trebuie să încurajăm realizarea depozitelor intermediare de legume, fructe și cereale. La cereale am avut un sistem de depozitare foarte bun, bine pus la punct, dar din păcate mare parte din acest sistem a fost distrus. Astăzi, la Bigolani, în Colegiul 6, sunt prezenți domnii profesor universitar deputat Anghel Stanciul și domnul inginer Florin Constantinescu. Sunt deputații noștri în funcție care au câștigat. Au câștigat. În 2008 am cerut votul pentru Senat. Mi-ați acordat încrederea cu speranța că va fi mai bine. Timp de 4 ani de zile am încercat să fac ceea ce am promis. Legi mai bune, lobby pentru obținerea de finanțări și realizarea unor investiții publice. Unele proiecte le-am dus la bun sfârșit, altele mai au nevoie de timp.
A fost greu pentru că fosta guvernare și parlamentarii PDL s-au opus progresului. Au tăiat salariile și pensiile, au falimentat economia, educația și sănătatea, în timp ce ei s-au îmbogățit. Acum vă solicit votul pentru un nou mandat, pentru că știu ce trebuie să fac, pentru că am experiență și sprijinul guvernului USL și al majorității politice care va conduce țara în următorii 4 ani. Sunt Florin Constantinescu, senatorul tău. Pe 9 decembrie votează USL, împreună pentru un viitor mai bun.